ziua, mulțumim tare mult pentru prezența dumneavoastră astăzi aici, o situație excepțională, motiv pentru care am și avut această întâlnire extraordinară. Vreau să încep însă prin a vă exprima în numele Partidului Național Liberal toată compasiunea noastră pentru cei care au suferit în incendiu de la Clubul Colectiv. Vreau să vă spun că suntem, chiar dacă mai tăcuți ca de obicei, alături de victime, alături de familiile lor. Le dorim tot binele din lume celor care sunt în spital în acest moment și vreau în același timp să le mulțumim celor care au ajutat la rezolvarea cât s-a putut de mult a situației de acolo, de la cadre medicale, societate civilă, oameni care s-au aflat la fața locului și au dat o mână de ajutor. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că Partidul Național Liberal a înțeles foarte clar un lucru, că manifestarea de aseară, la care au participat cu zecile de mii de cetățeni români, este o manifestare împotriva neglijenței, împotriva aroganței, împotriva corupției din administrație, indiferent că vorbim de administrația centrală sau administrația locală. Este categoric un avertisment puternic pe care cetățenii români, pe care societatea civilă din România îl dă clasei politice, îl dă societății în ansamblul său. Nu cred că este o surpriză pentru nimeni că astăzi Partidul Național Liberal solicită alegeri anticipate. Solicităm asta încă din ianuarie 2015, de la începutul anului. Nu vreau să reiau contextul în care am făcut această solicitare și de câte ori am reluat această solicitare, dar credem că astăzi cel mai rezonabil lucru, cel mai echilibrat și cel care vine în așteptarea solicitărilor societății civile nu este altceva decât soluția alegerilor anticipate printr-un acord politic. Sper că în ceasul al 12-lea vom avea lideri politici de partide parlamentare responsabili, care vor înțelege cât de important este în acest moment să nu ignorăm sau să ne facem că nu înțelegem care sunt solicitările celor care au protestat. Și cred că nu avem voie nici eu, nici Vasile Blaga, nici colegii noștri, nici alți lideri din Parlamentul României sau din Guvernul României, nu avem voie niciun dintre noi să rămânem indiferenți la opinia publică. În acest context vreau să vă spun un lucru. Am închis un telefon chiar înainte să intru în conferința de presă și vreau să-mi cer eu scuze public față de o declarație complet neinspirată a unuia dintre colegii noștri din Parlament. E vorba de declarația lui Calimente. Și când spun total neinspirată, e o etichetă foarte blândă pe care o dau în public, nu-mi permit să folosesc altfel de limbaj în fața dumneavoastră, dar credeți-mă că în privat discuția cu domnul Calimente va avea loc cu totul și cu totul în alți termeni. Vor veni și scuzele domniei sale în foarte scurt, dacă nu le-ați primit deja, dar față de toată opinia publică, care cu siguranță este indignată de o asemenea ieșire, îmi cer eu scuze în numele Partidului Național Liberal. Altfel, ultima idee pe care vreau să vă spun înainte să-i dau cuvântul domnului copreședinte Vasile Blaga este faptul că acesta este mandatul Partidului Național Liberal legat de anticipate și credem că dacă există bunăvoință și dacă există puțin respect față de cetățean, printr-un acord politic putem să rezolvăm această criză și putem să rezolvăm situația în care ne aflăm. Domnul copreședinte, vă rog. Eu doar două scurte completări. Am văzut decizia domnului Ponta, ea este târzie, mai bine mai târziu decât niciodată.
Este nevoie de acest acord politic pentru că alegerile să aibă loc, alegerile pe care noi le solicităm, să aibă loc într-un timp cât mai scurt cu putință. Și cu acest lucru sunt de acord toți colegii din Comisia de Unificare, absolut toți, am avut o ședință destul de lungă, și credem că este și în acord cu ceea ce își doresc cetățenii. Este cea mai onestă propunere pe care o facem și care credem că este în acord cu ceea ce își doresc cetățenii României, alegeri anticipate. Ei să-și aleagă pe cine doresc să-i reprezinte în viitorul parlamentar României. În cazul în care majoritatea parlamentară nu accesează la alegeri anticipate, aveți de gând toți senatorii, deputații PNL să depună demisia în bloc pentru a forța? Este prematur să discutăm ce vom face după. Eu vă spun că vom face noi primul pas și vom iniția dialog cu liderii partidelor politice parlamentare pentru a vedea dacă se poate contura această opțiune pe care nu doar noi ne dorim, ci credem că această opțiune este în acord cu solicitările societății românești din acest moment. Vom vedea în cursul zilei de astăzi dacă și în ce măsură poziția celorlalți lideri se va suprapune peste această propunere. Altfel, evident că există o mulțime de scenarii, dar să știți că demisia unui număr de parlamentari nu înseamnă alegeri anticipate. Și n-aș vrea să intru în procedură, pentru că o știți cu toții. E prematur să discut ce se va întâmpla dacă nu se va accepta această variantă. Vom vedea în cursul zilei de astăzi. Dar este prematur să știu și vă înțeleg interesul, vă înțelegem interesul, dar deocamdată este prematur să discutăm astfel de variante. Sunt convins că președintele va uza de cadrul constituțional și va chema partidele la consultare. Va trebui să facem alegeri anticipate cu masate și locale și parlamentare? Este una din variantele discutate. Alegeri anticipate. Mandatul nostru este pentru alegeri anticipate. Partidul Național Liberal a susținut mereu că este pregătit să intre la guvernare. Nu este pregătit la reformă Partidul Național Liberal să intre la guvernare? Nu despre asta. Nu despre asta discutăm. Am spus care este decizia. Noi avem. Nu ne-am retras propunerile ca atare. Dar am spus care este decizia noastră. Noi înțelegem ceea ce își doresc românii. Românii doresc să-i reprezinte cei pe care vor dori ei să-i voteze, pentru că sunt nemulțumiți de modul în care arată astăzi Parlamentul și modul în care sunt reprezentați de către forțe politice în Parlament. Și de aceea dorim alegeri anticipate. Tocmai varianta pe care o propune Partidul Național Liberal astăzi spre discuție tuturor factorilor politici decidenți din România este acest pas în spate. Pentru că alegerile parlamentare anticipate înseamnă, de fapt, un nou parlament care are legitimitatea votului popular, inclusiv al celor care au protestat aseară, dar nu numai. E nevoie de un nou start în politica românească, vom fi și noi foarte atenți în cazul anticipatelor la ce înseamnă listele parlamentare, dar, repet, toate aceste discuții sunt premature. Aș vrea să văd astăzi ce se conturează în opinia liderilor politici. Poziția Partidului Național Liberal o cunoașteți. Înțeleg că cei din coaliția aflată la guvernare au un foarte scurt timp o întâlnire. Această propunere va ajunge inclusiv la nivel personal. Îl vom suna pe domnul Dragnea, o să-l sunăm și pe domnul Tăricianu. O să-i sunăm pe toți să le spunem care este punctul nostru de vedere și sperăm că vom găsi deschidere la o formulă care înseamnă ceea ce spuneați dumneavoastră. Înseamnă un nou parlament legitimat prin vot popular. Dar trebuie să întrebăm un parlament. Ce va fi parlament? Nu, n-am vorbit, domn președinte, este într-un eveniment, în decursul unui eveniment foarte important pentru România, care, din nefericire, trece
aproape, n-aș spune neobservat, dar trece în plan secund din cauza acestei crize politice în care ne aflăm acum. Am spus-o încă o dată. Am spus-o. Ce variante de rezervă aveți? Informații privind numele domnilor Zâncu și Cioloș. Noi vă promitem că în momentul în care se va discuta despre guverne și dialogul va ajunge în acel punct sau consultările cu președintele vor ajunge în acel punct, vă vom ține la curent. De altfel, pe tot parcursul zilei de astăzi, la sediu în această sală, alături de dumneavoastră, colegii noștri, eu, Vasile Blaga, vom fi prezenți pentru a formula opinii în timp real față de toate celelalte puncte de vedere care vor fi exprimate în spațiu. Mai aveți o întrebare. Domnul Calimente, riscă vreo sancțiune pentru acea declarație condiționantă? Da, riscă să candideze în Bulgaria, domnul Calimente, nu în România, și nu e o glumă. Evident că vom discuta lucrul acesta luni. Până una alta mi se păreau mai mult decât necesare scuzele mele pentru declarațiile neinspirate ale domnului Calimente. Vor veni, repet, și scuzele domniei sale, iar cazul va fi discutat în primul BPN. Vă spuneți cu parlamentarii de la UNR, dacă vă doriți să părăsească partidul? Priveți cu impenele pe cei care vor pleca din UNR? Nu. Deci am spus încă o dată. Noi mergem pentru la Cotroceni cu varianta de alegeri anticipate, clar. Dacă da? Nu dacă nu există această variantă, o să vedem, dar nu o să... Toate celelalte variante pe care dumneavoastră le enumerați astăzi, în afara discuției pe care noi am avansat-o privitoare la scenariul alegerilor anticipate, rămân în picioare. Noi vom discuta toate aceste scenarii și toate aceste variante și posibilități politice în momentul în care vom vedea că ideea alegerilor anticipate, care, repet, mi se pare cea mai rezonabilă, cea mai justă, cea mai legitimă în acest moment. Se pare că trebuie să trăim 11 luni de coșmar aproape cu guvernul Ponta ca să constate lumea politică că mesajul PNL din ianuarie a fost unul corect și nu unul care să atragă capital politic pentru PNL. Nici în acest moment nu ne facem calcule despre cât de repede vom ajunge la guvernare. Nu, nu asta e, nu asta e miza partidului. Nu ne-am făcut nici la moțiune. Ne-am dorit, ne-am fi dorit atunci un guvern minoritar. Nu am avut niciun fel de susținere. Și la moțiunea de cenzură, ca să o completez pe colega mea, exista o soluție pe care noi nu le-am acceptat, tocmai, repet, tocmai pentru că nu vrem să aplicăm de la principiile noastre. Nu credem că pe noua lege, dar dacă se va ajunge la astfel de discuție, se va pronunța Curtea Constituțională. Prin acord politic se pot rezolva toate. Important e să existe această unanimitate de opțiuni politice în direcția propusă de noi. Vă mulțumim și revenim la declarații. Da, vă rog. Vă rog. Deci, de punct de vedere tehnic, există, deși n-am dorit să intrăm în detalii tehnice, dar foarte scurt, există niște temele constituționale. Ele sunt maximale. Dacă dorim să ajungem la alegeri anticipate, prin vederea două guverne în Parlament. Asta este o variantă. Dar este și altă variantă pe care m-am bucurat întrebarea colegei. Vă dați demisia. Acord politic, ne dăm toți demisia și am rezolvat problema. Principiul e cea mai sănătoasă și cel mai simplu drum pentru a ajunge la anticipată. Vă mulțumim și revenim curând.